Aflat în prima sa vizită externă, noul premier al Republicii Moldova a fost primit dimineața la Palatul Victoria. Nicolae Ciucă l-a invitat la un mic dejun de lucru, iar apoi Dorin Recean a fost prezentat membrilor executivului de la București. Așa cum anul trecut am desfășurat ședința comună a Guvernului României și Republicii Moldova la Chișinău, vom fi în măsură să pregătim și să desfășurăm o nouă rundă de ședință comună la București. Stimați membrii ai Guvernului României, sunt extrem de onorat să facem cunoștință. Nicolae Ciucă l-a asigurat pe omologul său de sprijinul României în realizarea reformelor, consolidarea economiei și a securității statului, dar și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Asistăm la tot mai multe încercări de destabilizare a Republicii Moldova. L-am asigurat pe omologul meu cu privire la susținerea de neclintit a României pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute la nivel internațional. Am evidențiat sprijinul activ al României la Bruxelles și în relația cu statele membre pe toate palierele legate de integrarea europeană. Premierul Republicii Moldova a mulțumit pentru ajutorul oferit de țara noastră în momente critice pe fondul războiului din Ucraina. Bucureștiul ne-a ajutat enorm în depășirea crizei energetice. Bucureștiul rămâne avocatul nostru în toate instituțiile europene, astfel ca noi să putem avansa accelerat parcursul european. Premierul Republicii Moldova a vorbit și despre rolul României ca partener comercial și oportunitățile de afaceri pe ambele maluri ale Prutului. La Palatul Cotroceni, Dorin Recean a primit și de la președintele Iohannis promisiunea unui sprijin ferm în gestionarea provocărilor de securitate, dar și a dezechilibrelor economice. Șeful guvernului de la Chișinău a avut după amiază întrevederi și cu președinții celor două camere ale Parlamentului.